Știre electorală de promovare. Ca strategie în dezvoltarea mișcării sportive în județ, candidații AUR pentru funcția de consilier județean Hunedoara consideră că trebuie pusă în aplicare legislația existentă, respectiv legea 350 privind alocarea de fonduri nerambursabile de la bugetele locale pentru sprijinirea activităților sportive. Candidații AUR propun elaborarea unui nou regulament cadru al acestei legi, astfel încât fiecare entitate să-și poată autoevalua punctajul, iar dosarele pentru obținerea finanțării să nu mai depindă de comisii care, în unele cazuri, s-au dovedit a fi părtinitoare. Dacă ar fi să revin și să încep puțin cu partea de finanțări nerambursabile pe proiectele depuse la Consiliul Județean pe legea 350, cred că trebuie stabilit niște criterii clare de la bun început, să plecăm toți cum ar veni de la egal, să nu mai fie aceste fonduri nerambursabile doar un instrument al unor politicieni care să, pe anumite criterii, să poată să redirecționeze sumele respective. Dacă stăm să privim, în momentul de față avem un regulament, o hotărâre a Consiliului Județean destul de vagă, nu este clară și, din punctul meu de vedere, ar trebui modificată, actualizată pentru anul 2024 și, mai mult decât atât, ar trebui venit clar pe niște criterii, și anume sportul de masă, sportul de performanță și partea de infrastructură, dezvoltarea infrastructurii. Acum, din experiența pe care o am în ultimii 8 ani de zile, am trecut inclusiv de la practicant al sportului și în prezent încă îl practic, pentru că sportul înseamnă sănătate, am trecut și am fost în conducerea unui club sportiv de drept public, iar în ultimii 2 ani sunt la conducerea unui club sportiv de drept privat. Am trecut prin toate etapele, am avut proiecte depuse inclusiv la Consiliul Județean, inclusiv la Federația Română de Fotbal și am văzut care sunt diferențele și vă pot da un exemplu. La Federația Română de Fotbal știm exact de la început. Ai X antrenori cu licența A, ai un anumit punctaj. Ai sală de gimnastică și fitness, ai un anumit punctaj. Ai 2, 3, 5 terenuri de antrenament, ai un anumit punctaj. Ai medic, ai masor și așa mai departe. Kinetoterapeut, ai un anumit punctaj. Tocmai de asta spun, trebuie de la început să mergem pe un model al Federației Române de Fotbal sau pe modelul proiectelor pe fonduri europene, unde să avem un punctaj. Spuneți că acest regulament clar nu se aplică și la nivel județean. Nu, este un regulament vag, este un regulament interpretabil, care, din punctul meu de vedere, trebuie actualizat, trebuie îmbunătățit și trebuie ținut cont de modificările care sunt legislative din anul 2024.